ați acceptat invitația noastră de a deschide împreună o filă din bogata istorie a orașului în care trăim, oraș care se pregătește să aniverseze peste puțin timp, în prima lună anului ce stă să vină repede, 650 de ani de atestare documentară. Filmul documentar Vârstele Slatinei, pe care vi-l prezentăm în avantpremieră, are dedicat aniversării a 650 de ani de la atestarea documentară a Slatinei, este un proiect cultural inedit, finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Slatina. Demersul nostru nu a urmărit să facă o prezentare exhaustivă a istoriei Slatinei, pentru că este un film documentar și nu o lucrare monografică. Conceptul filmului se bazează pe prezentarea evoluției parcursului istoric al Slatinei de la așezare rurală la târg, apoi la oraș și municipiu, marcând factorii care au influențat evoluția, devenirea istorică a așezării. Am dorit și ne-am străduit foarte mult să facem un film documentar care se derulează pe parcursul la 91 de minute, nu vă speriați, nu vă ține 91 de minute. Am selectat așa niște secvențe, că numai cele de dimineață am putut să luăm din tipografie DVD-ul și carcasa aceasta a DVD-ului, tratată ca un albumer, să spunem. Deci am dorit să facem un film documentar consistent, cu substanță, atractiv pentru un public cât mai numeros, atât din punct de vedere al vârstei, cât și al pregătirii socioprofesionale, și l-am structurat pe capitole și subcapitole, care în fond sunt vârstele Slatinei. Chiar dacă este atestată documentar la 20 ianuarie 1368 și este una dintre cele mai timpurii așezări din țara românească menționată în Hristoabele Domnești, imediat după Câmpul Lung 1300 și Curtea de Argeș 1330, capitale ale țării românești, vechimea de locuire în Slatina, probată prin descoperirile arheologice, este milenară. Vârsta preistorică, vârsta antică, vârsta prefeudală, evidențiază pe baza descoperirilor arheologice existența milenară a Slatinei într-un spațiu delimitat, rând pe rând în acest spațiu și mai cu seamă în cartierul Crișan II, pe terasa stângă a socotului unde s-a concentrat locuirea inițială a Slatinei, s-au succedat civilizații după civilizații, unele cu aspecte de unicat și raritate, care au contribuit la îmbogățirea istoriei vechi a poporului român. Noi, nu că nu am avea probleme tehnice, dar începem acum cu vârsta preistorică. Vă dăm așa cu lingurița, puțin câte puțin din acest film. Veți primi un exemplar, să-l priviți pe îndelete acasă. Noi nu mai dorim să vă stârnim interesul, sperăm să vă fie și tehnica. Chiar lucrăm înainte de Hristos până în contemporanitate. Aici este o patră de locuire, de exemplu, a culturii bădastra excepțională, cu descoperiri unicat și raritate, sau raritate, care pun în lumină remarcabilă meșteșug al olăritului pe care îl practicau olarii bădăstreni. De asemenea, în cartierul Crișan II, pe civilizația geto-dacică, s-a descoperit unul dintre mormintele de incinerație, unul dintre puținele morminte de incinerație ale unui geto-dac. Că știți, ne întrebăm cu toții unde au fost înmormântați strămoșii noștri. Depuse într-o urnă, cu un inventar funerar din care nu lipseau cele două arme specifice getodacilor, cățuia și vârful de lance, ceea ce ne arată că această așezare de pe Valea Socotului
a avut și o căpetenie, un războinic, a fost zona Slatinei, a fost locuită de tribul Getodacii Calacilor, care probabil că își avea cetatea, Dava, reședința în așezarea fortificată de la Milcov, ce se află exact în fața acidatei romane de la Ienoșești, Piatra Olt. Faptul că romanii au preluat numele acidatei la castrul care l-au construit pe limesul Alutan, arată că așezarea autohtonă getodacică era o așezare puternică, pentru că romanii au avut o politică extrem de abilă, o strategie foarte bine pusă la punct, ei au cucerit întotdeauna teritorii și nu populație. Populația au căutat să o capteze și să facă din această populație o forță de muncă, evident, de care avea nevoie. Până la urmă o să vă povestesc tot filmul. Că nu-i chip, avem aici doi ingineri de marcă. Ca să vă salvez la acest eveniment deosebit din viața culturală a orașului nostru, încercând să onorați cu prezența eforturile extraordinare depuse de colega mea, Aurelia Gros. Ne-am străduit împreună mai mulți colegi să aducem lumină în ceea ce înseamnă trecutul istoric a județului și al acestui oraș. Am convingerea că într-o era a informatizării în care filmul documentar predomină, vedem tot felul de seriale, discovery făcute de fel de civilizații din afara spațiului românesc, dar noi nu am pătruns în domeniul ăsta al documentarului. Doamna Grosu face pionierat în momentul de față și dacă, din punct de vedere al istoricului, este recunoscută la nivel național ca o somitate, își face cumva debutul și în arta filmului. Avem de-a face cu un regizor de astă dată, un regizor de film. Și dacă ne gândim foarte bine, avem un regizor foarte bun de ceea ce înseamnă film istoric. Dacă mă gândesc aici la doamna Iulia Bosu-Longin, la doamna Marilena Rotaru, iată că avem și noi la nivel local un istoric capabil să promoveze și un asemenea gen de documentar istoric. Din punctul meu de vedere, este un documentar excepțional. Doamna surprinde pe peliculă, o peliculă care va străpate cumva timpul, astfel încât peste 100, peste 500 de ani se va ști la un moment dat că au fost niște oameni pasionați de istorie, pasionați de ceea ce fac, care nu și-au trădat niciodată meseria. Eu vă mulțumesc și ca să o ajutăm, am să-l rog pe colegul meu Bogdan Bănițoiu să spună și dânsul câteva cuvinte până o rezolvăm cu tehnica. O să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la un asemenea eveniment. Și mă bucur cu atât mai mult cu cât instituția pe care o reprezint a avut o parte, zic eu, importantă în materialul pe care s-a bazat doamna Aurelia Grosu. Și trebuie să spun că a durat ceva timp, luni de zile ne-a vizitat sala de studiu și a răscolit prin arhivele timpului, arhivele slătinene. Mă bucur mai mult că sunt aici alături de doi oameni deosebiți care iubesc cu pasiune Slatina. Este vorba deci odată de doamna Grosu și odată de domnul Guțică, cel care are deja o monografie a acestui oraș. Este puțin paradoxal, nici doamna, nici domnul Guțică nu sunt slătineni, dar se pare că acest oraș are ceva care pătrunde în celulele intime ale fiecăruia, a celor care vin și trăiesc aici. E și cazul meu. Iată că s-au atașat așa de mult de acest oraș, încât au devenit parte din istoria lui și vor să scoată la lumină istoria acestei așezări foarte, foarte vechi, după cum se spune aici. Încă o dată, mă bucur și doamna Grosu, felicitări pentru acest demers excepțional. Reușim? Da, se pare că bine. Spunea înainte, aș vrea să spun. Început importanța asta.
Argentina devine o zonă de interes strategic, politico-administrativ și comercial, în procesul de consolidare al noului stat feudal țara românească, întemeiat în anul 1330. Intensificarea traficului comercial pe anticul drum al Oltului impulsionează tradiționalul comerț zonal și integrează Slatina în fluxul comerțului internațional. Aici se intersectau mari rute comerciale de tranzit ce făceau legătura între centrele Meșteșugărești, Brașov și Sibiu cu cele din peninsula balcanică, precum și drumuri comerciale interne pe care se transportau importante bogății ale țării. Drumul Sării, amintit în diploma cavalerilor Ioanis din 1247, al Peșterii, al Cerii și al Mierii, și unul mai nou, drumul Buților. Slatina se transformă într-un nod comercial și loc de popas pentru negustori și mărfuri, fapt ce influențează decisiv devenirea sa istorică. Când la 20 ianuarie 1368 voievodul Vladislav I acordă negustorilor brașoveni privilegii comerciale, Slatina este menționată ca punct vamal. Scutind cu totul pe toți negustorii din Brașov și din districtul lui, de toată vama noastră de la Slatina. Se precizează în actul scris în limba latină ce reprezintă prima atestare documentară a așezării. Formularea. Acest film și tot acest proiect nu e o finanțare a primăriei municipiului Slatina. Mulțumim domnului viceprimar Vulceleanu, că este prezent în sală, alături de Bumburet Manea, purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Slatina și a dovedit o deschidere extraordinară pentru un proiect încă adică neabordat până acum și le mulțumim pentru încrederea acordată. De asemenea, partenerii permanenți ai realizării acestui proiect au fost Muzeul Județean, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, Asociația Culturală Memoria Oltului și aș vrea să mai numesc pe cineva care nu a putut să fie prezent la această manifestare, s-a fi bucurat foarte mult, doctorul Mircea Șerbu, un slătinean care iubește Slatina necondiționat, care are o colecție formidabilă și care pe parcursul anilor m-a învățat să cunosc Slatina stradă cu stradă și casă cu casă, să surprind aspectele extraordinare ale acestui oraș ce sintetizează imaginea orașilor târguri de altă dată. Centrul orașului se conturează pe axa străzilor București, Lipscani și Caro. Străzile, ca și oamenii, au amintiri, iar numele lor ascunde o întreagă istorie învestită cu noi și noi semnificații. Pe vechiul drum al Bucureștiului s-a conturat strada București, azi Mihai Eminescu și George Poboran, care străbătea orașul de la podul Olt până în strada Pitești. Pe traseul străzii București se aflau case de locuit cu un nivel sau două, parterul fiind destinat de obicei prăvăliilor și atelierelor meșteșugărești, bănci, restaurante, cafenele, hoteluri cu nume de rezonanță, princiar și regal. În apropierea grădinii publice Principesa Maria, a sparcului Eugen Ionescu, se aflau două stabilimente apreciate de slătineni pentru serviciile oferite. Cafeneaua Traian, cu terasă deschisă în zilele de vară, și hotelul Nicola Cosma, la parterul căruia funcționa un restaurant, o cofetărie și berăria la izvorul cu bere, unde se pregătea un grătar special stropit din belșug cu bere rece.
la intersecția străzii București-Culișcani și... Am tradus Latina Modernă. Primului sunt 39 de minute, cred, pe acest capitol și pe lângă aspectele urbane ale Slatinei, am căutat să reînviem oamenii de altă dată. Destinele acestui oraș, care se păstrează în memoria unui biserici, în memoria unui clădiri, în memoria unui spital, în memoria cărților scrise, în memoria marilor filantropi pe care i-a avut Slatina, începutul nepustorului Monașcu și jupăneasa lui Neaga, străzile acestea, poate că orașul este orașul vechi, cum îl numim noi astăzi, este puțin trist. Dar el va rezista și suntem datori să păstrăm această moștenire, suntem datori să împăstrăm acest centru, pentru că prin încărcătura lui istorică particularizează orașul nou. Slatina are personalitate prin ceea ce prinde și partea de jos a orașului. Filmului Vârsta Contemporană cuprinde două etape, perioada comunistă și după 1990, în care sintetic, pentru că totuși filmul ăsta a avut și el o durată, 91 de minute, și am fost nevoiți uneori să restrângem foarte mult informațiile, sintetic prezentăm imaginea orașului de astăzi. Un oraș tânăr, un oraș modern, surprinzător pentru cei care vizitează, aspectul său colinar și așezarea sa geografică surprinde în primul rând, și atunci când te plimbi și prin orașul nou, simți că te înconjoară dealurile înconjurătoare, că te adăpostesc dealurile înconjurătoare și simți adierea vântului de pe dealul Grădiște. Această alternanță între nou și vechi, da, aș vrea să dăm ultimul capitol al de la Vârsta Contemporană, să încheiem. Este o pecete a orașului nostru. Astăzi poartă amprenta mai multor secole lui încântă vizitatorii. Slatina de astăzi poartă amprenta mai multor secole păstrate în memoria bisericilor, mănăstirilor, ansamblurilor urbane din centrul istoric. Această simbioză între vechi și nou constituie unul dintre tainicele puncte de atracție ale urbei noastre. Farmecul orașului de odinioară inspiră mari pictori care au imortalizat pentru eternitate străzi și case vechi din Slatina. Spiru Vergulescu, un geniu al locului născut într-o casă tradițională de pe strada Malului Vezi, Vitalie Gutescu, Corneliu Drăgan Târcoviște, Mihai Coțovanu. Slatina este a treilea oraș ca vechime, menționat în Hristoavele domnești după Câmpul Lung și Curtea de Argeș, capitale ale țării românești. Orașul vechi, martor tăcut al evoluției așezării de-a lungul timpului, particularizează orașul nou și îl îmbogățește cu impresionanta sa încărcătură istorică și culturală. Regăsirea reperelor orașului în care trăim ne apropie de moștenirea primită de la generațiile care le-au precedat, revenindu-ne datoria să o transmitem, pe cât posibil intactă sau sporită, generațiilor viitoare. Orașul vechi și orașul nou sunt părți ale aceluiași întreg, numit Slatina, care aniversează 650 de ani de atestare documentară în anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Cam asta a fost. Sunt de la Proiectați în liniște, acasă, acest film documentar. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participare și dacă cineva mai dorește să spună câteva vorbe, te rog, Laurențiu. Două vorbe. În Mircea Șerbu, când ne-am dus într-o vizită de asta să învăț la dumneavoastră și să-i consultăm biblioteca, mi-a oferit o sticlă de vin din producția proprie. Pe vremea aia, la Drăgănești, aveau vir la dealul Cătălina. Această sticlă de vin mi-a dăruit-o, deci are 23 de ani. Eu vreau astăzi, pentru că doamna Grosu m-a rugat ieri, știm că sunt de la Cârlogan, să mă ocup de treaba asta la sfârșit, să putem să vedem.
să desfacem această sticlă, deci de 23 de ani de vin, și să degustăm împreună în bucuria asta sufletească și amintindu-l pe Mircea Șerbu, care nu este astăzi prezent aici, da, căruia îi datorăm atât de mult. Domnule viceprimar, chiar dacă deconsiderăm puțin planurile noastre, eu cred că Mircea Șerbu trebuie să fie declarat cetățean de onoare al orașului Slatina pentru ce a făcut pentru noi. Vă mulțumesc! Doamna Grosu, când o să ieșim la protocol. Mai dorește să spune câteva cuvinte cu mare drag. Ne cerem scuze pentru micile defecțiuni tehnice, dar nu am fost pe terenul propriu, a trebuit să ne adaptăm. Așa se întâmplă ieri la repetiția generală, a mers șnur. Astăzi, da. Și pe așa, din 5 minute sau câte 5 minute, care mă delectează, fiecare seară și fiecare duminică seara, împotriva ceea ce mă învață biserica. Să zic o zi, în general, foarte obositoare, pentru că lucrez cu duminica. Mulți și vine mănușă ora la care prind câte ceva din amprentele care și-a făcut un apel și acum ne-a păzit cu 91 de minute, care oricum sunt insuficiente. Vreau să-i mulțumesc pentru cele 91 de minute care sunt ale noastre, ale tuturor și poate nu numai ale noastre, ci pentru faptul că m-a făcut să derapez către restaurare, ducându-mă acum 20 și nu știu ceva de ani, la Dobrotea sa. Și unde a trebuit să văd o biserică de lemn, m-a dus pe șantier împreună cu domnul profesor Preda, m-a făcut să-l cunosc pe Traian Zorzoriu, despre care vorbesc cu mare dragoste, spunându-i nebunul de Traian Zorzoriu, că doar unul care e puțin plecat de acasă. M-a salvat pe partea istorică cu reconstituirea, da, satului de la Trăgănești, sigur. M-a dus, e așa, cum mă ducea mamaie de mână la biserică, așa m-a dus Aurelia Grosu, unde v-am spus, da, până acum, m-a dus la aștivă. Se vede că faci niște Nu, însă pentru că nu de mână, da, nu așa de mână, de aici, m-a dus, mă rog, ca să nu fie complimentul interpretat așa cum a fost interpretat, m-a dus așa la domnul Bogdan Bărințoiu, la arhivă. Mulțumesc foarte mult că mă primește din când în când acolo, pentru că arhiva și casa veche sunt savuroase. Nu din când în când, de câte ori ați venit? Da. Eu vin din când în când, pentru că nu vin toată ziua, nu că nu m-a scris la asta fiecare oră. Și vreau să vă spun doar că mi se pare că se lungește foarte mult această poveste pe care o aud la fiecare, nu știu câți ani, că suntem datori să păstrăm o moștenire și nu știu ce trebuie să mai facem mai departe ca să le putem vorbi copiilor și nepoților despre istorie, despre identitate, despre patrimoniu. Noi tot sperăm că mai aude și cineva, știe. Se pare că se aude încet, încet. Oricum, pe lângă ce se aude, este cert. Nu pierdem fosta bancă, care va fi judecătorie, am curaj să vă spun în momentul ăsta, da, va fi judecătorie. Dacă acum 3 luni spuneam, nu știu cui din presă, că sunt foarte puține șanse să se mai întoarcă proiectul cu banca, nu se mai întoarce, doar dacă, Doamne ferește, cine știe ce s-a tactis, nu se mai întoarce proiectul cu Casa Fântâneanu, și la Biserica Sfânta Treime a apărut până și panoul de la ADR pe care scrie cu obiect de investiție, nu știu ce, din fond, nu se va termina în 2019, vă spun. Că i-am mai spus cuiva acum
5 ani, când ne spunea la televizor că o să ne plimbăm pe centru vechi cu toate casele aranjate peste 2 ani și am făcut așa. Și 19 septembrie 2020, pentru că nu se poate ghinion, nu poți în același timp să prepar și pânze, să și pictez pe ea. Adică să torci și tigaia și să și pui ochi. Nu putem să și restaurăm partea de consolidare de structură și de arhitectură și în același timp să se și repeteze. Cert este că o aduce exterior la Matei Basara. Și se pare că niște articole și paragrafe o să ne împiedice să ducem și interiorul la Matei Basara și va rămâne 19 cu pictura Școală Cătălescu. Da? Da. Măcar să fie așa. Este cea mai iubită biserica domnească, da. În jurul căreia s-a concentrat slatina medievală. Apropo de și termin, rememorând discuțiile și experiențele cu Traian Zorzoliu, zilele trecute am ajuns la concluzia că undeva lateral stânga, ușor în spate, unii făceau așa. Când am ajuns la concluzia că împreună cu colegii mei stagiari, ne bucuram ca niște copii că am găsit atâta pictură frescă în pictorul extins și am descoperit angajamentul de piatră al lușii originale, ceea ce este motiv de bucurie. Cine te înțelege, bine. Cine nu, face puțin așa și atunci nu-ți rămâne decât să te justifici cumva, în sensul că da, recunosc, sunt nebun, dar nu tâmpit. Mulțumesc foarte mult pentru conducerea. Pot să intervin și eu puțin? Da, spune domnul Iubu. În primul rând vreau să vă dăruiesc o iconiță din colecția mea. Mulțumesc foarte mult! Așa, și vreau să vă spun un lucru pe care cu modestie dânsa nu l-am menționat. Acest edificiu a fost salvat de doamna Bursu, transformându-l în Muzeu Județean. Palatul administrativ fost ar fi avut o soartă foarte tristă, probabil ca și Casa Fântânei, și s-a luptat incredibil cu toate structurile care din acea vreme erau puțin, cum să spun eu, potrivnice la dreptul. Da, da. Dăm o căire așa de mare. Da, și dăm să șorturi de în ea. Că nu, păi la șoburi, că cam așa da. S-a judecat la timpul respectiv. Și Casa Memorială Spiru Vergulescu și multe alte realizări ale dânsei care este... Nu știu, n-avem de ce. Bun, eu cred că suntem încărători să primim câte un exemplar. Mă ajutați fetele de însa să distribuim. Da, o să dat. Bun, să circulă și tabelul, oricum... Și tabelul, chiar dacă spui, nu am deci, oameni pasionați și faceți niște lucruri care, mă rog, noi rezistim în ultima vreme, că ne mai plasăm, ceva să treacă și asta. Și toate aceste lucruri le facem din dragoste pentru instituțiile în care lucrăm și din dragoste pentru acest oraș și care ne-a împlinit și pe noi ca oameni. Cristina, te rog, sfaturile care au fost extraordinare. Că mai suportat și când eram în Crist. Ar fi semnat să ne complimentăm reciproc. Ori niciuna dintre noi nu e genul acesta. Nu, doamna Cristina, mă trebuie. Faceți parte din familia Buzău. Da, mulțumesc. Tu de-auna ai luat ce am citit.